Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Ați venit la lansarea zborului Cluj-Napoca-Antalya cu tur operatorul NITUR, pe care partenerii noștri de la agenția tur operatoare NITUR vor debuta începând cu data de 2 iunie și se vor întinde până pe data de 14 septembrie și vor fi operate cu o frecvență săptămânală în fiecare zi de sâmbătă. Mulțumim pentru prezență domnului primar Emil Boc, colegilor noștri de la agenția NITUR, domnul Ataci, care este co-founderul agenției, doamna Mihaela Crăciun, directorul general, și doamna Mihaela Crina Vomir, care este directorul de rută. De asemenea, va lua cuvântul și directorul general adjunct al aeroportului, domnul Iuliu Pop. Dar, înainte de toate, domnule primar, dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte despre experiența dumneavoastră cu zborurile turistice și de ceea ce poate să aducă comunității clujene aceste zboruri chartere care se operează an de an de pe aeroportul Cluj. Vă rog. Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, sunt aici pentru a saluta deschiderea unui nou zbor Cluj-Antalya în perioada de vară, începând cu 2 iunie 2018, de către tur-operatorul NITUR. Este un lucru extrem de binevenit, care confirmă trendul, direcția în creștere a ceea ce înseamnă clujeni și transilvaneni care petrec vacanțele de vară în Antalya, în Turcia. Și din acest punct de vedere, apreciez eforturile pe care tur-operatorul NITUR îl face. Este un efort în beneficiu reciproc, și anume, pe de o parte, creșterea oportunităților pentru clujeni și transilvaneni de a petrece vacanțe plăcute în Antalya și, evident, pentru tur-operator de a-și mări bagajul de curse și de destinații cu un nou zbor Cluj-Napoca-Antalya. Clujul tot mai mult devine și un centru de referință în domeniul turismului, din două perspective. Pe de o parte, numărul turiștilor care vin în municipiul Cluj-Napoca crește de la an la an. Doar anul trecut am avut o creștere de peste 20% în primele 8 luni ale anului. Așteptăm rezultatele finale pentru a vedea exact care a fost procentul cu care a crescut numărul de turiști în 2017 în raport cu 2016. Dar și aici un lucru este clar și consacrat: tendința în creștere a numărului de turiști care vizitează municipiul Cluj-Napoca. Pe de altă parte, avem o creștere exponențială a clujenilor și a transilvanenilor, pentru că aici este rolul și importanța aeroportului internațional Avram Iancu, de a fi un puternic centru de referință în materie turistică, un hub de legătură pentru cele mai importante destinații de turism. Iar din această perspectivă, faptul că aeroportul a depășit 2 milioane de pasageri anul trecut și se apropie vertiginos de 3 milioane, arată faptul că Clujul devine o destinație de referință și din perspectiva alternativelor pe care le oferim pentru Turcia și Antalya în cazul de față, dar nu numai. Pe de altă parte, din câte știu, sunt peste 35 de zboruri internaționale zilnice, aproape din zilnic, peste 35 de zboruri internaționale din aeroportul Cluj-Napoca, repet, lucru care arată din nou dimensiunea internațională a dezvoltării sale. Despre Antalya, este evident că e foarte greu să găsești lucruri negative. Este o destinație pe care foarte multe familii de clujeni și familii din Transilvania și nu numai
o destinație pe care o aleg în vederea petrecerii vacanței, întrucât ofer calitate la prețuri relativ accesibile și cu servicii impecabile. De aceea sunt convins că această nouă rută de turism Cluj-Antalya din 2 iunie va fi una de succes, va fi utilizată de foarte mulți clujeni și aici mă refer și la cei care vin din județele învecinate, din Transilvania, pentru a merge în Antalya. Și din această perspectivă, chiar dacă nu putem face foarte multe lucruri pentru cei care vin din afară, măcar pentru a asigura un cadru de a ajunge la timp la aeroport, ne vom strădui ca prin ceea ce facem, și acum dăm drumul prin proiectul de buget pe care chiar azi îl vom dezbate, la multe proiecte de infrastructură care vor avea un rol important în a ușura sau a îmbunătăți circulația în municipiul Cluj-Napoca. Închei scurta mea intervenție spunând că tot mai mult în definiția Clujului trebuie să introducem o nouă literă T. De obicei utilizam literele T pentru a defini Clujul ca fiind prima literă T, Transilvania, a doua literă era talente, având în vedere resursele umane extraordinare pe care le are Clujul, a treia literă T era tehnologia, utilizarea a tot ceea ce înseamnă tehnologia avansată pentru îmbunătățirea calității vieții. A patra literă T era toleranță, un oraș în care fiecare trebuie să se simtă ca acasă, apropo de dimensiunea despre care am vorbit mai devreme. Și, în ultimul rând, un lucru asupra căruia voi insista tot mai mult este acea dimensiune legată de turism. Din ambele perspective, atât a turiștilor care vin să viziteze orașul nostru, dar și de a fi Clujul o destinație care oferă șanse de a te deplasa în scop turistic aproape în orice colț al Europei și cu atât mai mult în perioada vacanțelor de a ajunge în Antalya, în Turcia, repet, o destinație apreciată de familiile clujenilor, de transilvaneni, prin calitatea și prestația serviciilor existente. Vă urez succes și bine ați venit în Cluj-Napoca Neat Tour. Continuare am să-l rog pe domnul Ataci să prezinte produsul pe care lansează astăzi împreună cu reprezentanții Neat Tour. Prima dată vă mulțumesc domnul primar cu domnul Emil Boc. Foarte frumos să vorbesc despre și Antalya. Dar eu sunt un turc care am venit 98 prima dată în România, de 20 de ani. Dar acum vorbesc limba română. Pentru România, Neat-ul a venit un tur operator 100% este românesc acum. Neat-ul Holidays, care sediul principal este în București și Cluj. Noi, Neat-ul, vrem să lucrăm pentru România, care să le facem cel mai mult la România. Dar anul acesta este primul an la Neat-ul la România. Dar Neat-ul este istoria, vrei să spun despre Neat-ul, istoria este de 10 ani la piața Turcia și mai departe. Noi avem acum, lucrează 8 țări diferite, dar majoritatea lucrăm cu, până acum, cu grupurile MICE, organizare cu festivalurile cele mai mare. Anul acesta e intrat la România prima dată cu sejurul, care aduceam turiști România. Dar acum vreau să spun cele mai mult idei noastre la dezvoltare pentru anul viitor. Neat for Fest, unul dintre care festivalele din lume cele mai mari anul acesta acupă la Antalya, vrem să aducem și la România aceste festivale. Și Cluj pentru mine sunt un oraș care sunt profesioniste festivalurile, sunt foarte mult festivalele aici și noi vrem să venim aici să organizăm pentru Cluj. Noi, că echipa oricum, suntem foarte mult lume, dar noi lucrăm pentru majoritatea creștere cu turisme, dar 90% vrem să câștigăm cu oameni aici. Noi am venit să câștigăm oameni, dacă înțelegeți ce vrei să spun. Neat-ul numai de acolo vine, Neat-ul pentru familiar, pentru oameni, se simte la concediu, vacanța, cele mai se simte bine și întorce, se vorbește. Noi lucrăm pentru oameni. Pentru asta vrem să fim foarte mult ani aici la România. Dar preună cu turiști, preună cu la dumneavoastră, cu totul.
scuzați, eu vorbesc așa din normal, dar da, vă mulțumesc din suflet. Eu sunt cu jumătate banasen turc, așa, pentru că am învățat cu, am făcut facultatea Timișoara și pentru mine România e foarte importantă, un oraș, o țară, și pentru Cluj, un oraș foarte important mie, pentru că este un oraș care sunt deschidere pentru dezvoltare. Aici este foarte mult tineri și un oraș care se comportă foarte bine cu străini care vine din studente aici. Și acum Cluj este al treilea care se zboară cu Turk și Elenstre, care are cursă regulată aici. Pentru asta un avantaj pentru dezvoltare foarte mult și afacerile. Adică, nu sunt numai turisme. Vrem să dezvoltăm, venim cu firmele mai mari aici. Eu vreau să scurtez repede. Nitur este o companie foarte mare, dar este un holding, adică nu numai turisme. Are multe facilitate cu... Și vrei să face cu... Are un plan de 3 ani, vrei să face cu 3 ani cu dezvoltare toată România. Pentru asta... Noi muncim mult, vrem să și din suflet să se punem așa, că muncă care merge cu și suflet împreună. Vă mulțumesc pentru această zi, că sunteți aici. Dacă alți întrebare, dacă mai aveți, după oricum eu sunt aici, puteți să întrebați mie. Bine? Vă mulțumesc. Doamna Crăciun, doriți să adăugați câteva cuvinte? Mulțumesc în primul rând, domnul primar Emil Boc, că sunteți alături de noi, mulțumim de primire, mulțumim dumneavoastră că sunteți de asemenea prezenți și domnul Iuliu Pop. Colegul meu a punctat ideile principale, să zic. O să fac un foarte scurt rezumat legat de istoricul firmei, să spunem, Nitur. Nitur Antalya, cu aceasta voi începe, este o companie, așa cum a menționat și domnul administrator, cu vechime pe piața din Turcia și care este specializată pe servicii de incoming și de asemenea de servicii corporate MICE. Între lucrurile, între evenimentele de top pe care le organizează este festivalul Need for Fest, festival care sperăm să aibă o replică și în România într-o formă sau alta, dar până în acel moment e bine de menționat că implică o săptămână de distracție, de relaxare, dar în primul rând o săptămână de pozitivism și voie bună în frumos oraș Antalya, eveniment în cadrul căruia participă și foarte mulți artiști români. Referitor la alte segmente pe care Nitur Antalya desfășoară activitatea, menționez incoming-ul pentru piețe din țările, din comunitatea statelor independente, cu precădere Rusia, Ucraina, Republica Moldova. În contextul acestei experiențe bogate pe care Nitur o are, ne bucurăm că au decis să investească și să dezvolte segmentul de sejururi pe piața din România. Anul trecut a fost deschis Nitur România, începem cu 4 chartere. Avem charter din București, charter din Suceava, din Oradea și, evident, charterul din Cluj, care de altfel este și cel mai mare, să zicem, un charter de 216 locuri săptămânal. Deci clujenii și turiștii interesați de vacanțele în Turcia au acces la vacanțe, așa cum specifica foarte frumos Aitaj, vacanțe de suflet. Noi suntem o echipă care punem foarte mult preț pe calitatea serviciilor oferite. Sloganul nostru este Journey to the Heart și lucrul ăsta, cu asta ne identificăm cu toții ca echipă. Ne dorim, noi facem din suflet ceea ce facem și ne dorim să oferim călătorii de suflet și oamenilor care participă. Vă stăm la dispoziție pentru întrebări, căci timpul este scurt și nu vrem să vă răpim foarte mult. Și vă mulțumim foarte, foarte mult că sunteți alături de noi. Mulțumim, doamna Crăciun, doamna Vomir. Noastră sunteți responsabilă pentru promovarea destinației, pentru vânzarea produsului, dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte. Cea mai bună alegere pentru raport calitate-preț în momentul de față, după părerea majorității, este destinația Antalya. Foarte important, acolo avem bugete pentru tot felul de familii, însemnând hoteluri de 3 stele până la 5 stele de lux. Foarte important, după cum probabil știți, Antalya este dezvoltată pe
segmentul familii cu copii. În sensul în care toate resorturile, mă rog, 95% din resorturi sunt foarte axate pe aquaparcuri, animație pentru copii și încă un lucru în legătură cu zborurile noastre. Acest zbor care va opera sâmbătă este cu compania Atlas Global, 216 locuri și foarte important, din celelalte trei orașe, Oradea, Suceava și București, avionul este de la compania Aeriană Corendon cu 189 de locuri. Sperăm să avem un sezon 2018 extraordinar de bun și sperăm ca acest nou avion, având foarte multe avioane care pleacă înspre Antalya, să meargă în fiecare săptămână 100% plin cu turiști care merg la căldură și distracție. Și încă un lucru, vrem ca să facem pentru început în sezonul de 2018 în hotelurile pe care noi le avem de bază la Nitur, să avem animație și babysitting în limba română. Pentru că este foarte important. Piața din Antalya este foarte bine axată, adică 80% sunt turiști de pe piața rusească. Piața rusească înseamnă în Rusia, Ucraina și așa mai departe. Pentru români este foarte important să aibă vorbitori de limba română. Nu vor fi în toate hotelurile, dar în hotelurile care vor fi de bază, Nitur, acolo vom încerca și sperăm să și reușim 100% să avem și vorbitori de limba română, în special la capitolul copii, ca să aibă cu cine să comunice limba maternă. Noi vă mulțumim pentru prezență și sperăm să avem un sezon extraordinar de bun și vă așteptăm în Antalya, pe toți! Mulțumim, doamna Vomir, vă dorim mult succes și cât mai mulți pasageri pe destinația Antalya. Pentru aeroportul internațional Cluj, anul acesta, sezonul turistic începe mult mai devreme, începând cu 31 martie, când zborul spre Palma, Iorca, spre Palma de Mallorca va fi operat de operatorul aerian Wizz Air. Până în prezent au fost anunțate 12 destinații turistice, dar o retrospectivă a anului 2017, precum și o prezentare a noutăților pe care vi le oferim pentru 2018, o va face domnul Iuliu Pop, director general adjunct al aeroportului. Bună ziua! Înainte de a trece la prezentarea evoluțiile care le-a prezentat colega mea, vreau să mulțumesc domnului primar Emil Boc pentru prezentarea rândurile noastre, companiei Nitur pentru eforturile și interesul acordat Aeroportul Internațional Cluj și facilitățile oferite turiștilor care pleacă sau vin spre Cluj, reprezentanților Consiliului Județean care sunt de asemenea alături de noi și, în ultimul rând, reprezentanților presei care fac posibilă comunicarea către cetățenii clujeni a datelor și a evoluțiilor privind aeroportul Cluj-Napoca. În anul 2017 am avut un număr de pasageri de 2.690.000, o creștere de 43% a numărului de pasageri, un lucru deosebit de important. În cifre absolute este un număr de 800.000 de pasageri care au trebuit preluați și gestionați pe aeroportul internațional Cluj. Sigur, ne bucurăm de rezultate, dar sunt și foarte multe lucruri care trebuie să le îmbunătățim, să le preluăm, atât din punct de vedere a creșterii numărului de personal, cât și din punct de vedere a facilităților oferite pasagerilor. Privind numărul de mișcări de aeronave, am avut o creștere la fel semnificativă de 32%, un număr de 24.476 de mișcări. Putem continua. Comparativ, din punct de vedere a traficului de pasageri pe zboruri turistice, am avut o creștere de 22%, am avut 82.695 de pasageri față de anul precedent, 2016, 67.795. În cursul anului 2017 am avut 10 destinații turistice pe sezonul de vară spre 4 țări. Pentru anul 2018, numărul de destinații turistice până în acest moment este anunțat că va crește cu două destinații. Cea mai semnificativă, din punct de vedere a evoluției, sunt două destinații care sunt spre Tunisia, o destinație mai veche, dar foarte solicitată de clujeni. Spre Antalya, în cursul anului 2018, vom avea 7 zboruri pe săptămână, comparativ cu anul 2016, care am avut 6, deci se vede o îmbunătățire a numărului de zboruri.
Avem zboruri spre Egipt, cu două zboruri pe săptămână, Tunisia, respectiv destinația Monastir și următoarea fi Sharm el Sheikh. Avem, din punct de vedere a zborurilor regulate, avem și aici noutăți. Se va deschide o nouă destinație spre Atena, care va fi preluată și operată de către doi operatori. Unul din operatori este Wizz Air, care va începe din 25 martie, și operatorul aerian Aegean, care va începe din 12 iunie. Iată că apare o nouă destinație, care la fel era foarte solicitată, destinația Atena. Din punct de vedere al dezvoltării aeroportului, aeroportul a pregătit un plan ambițios de dezvoltare pentru a putea prelua și gestiona un număr de 7 milioane de pasageri. Estimăm atingerea numărului de 7 milioane de pasageri în anul 2030. Sigur, sunt eforturi deosebite din punct de vedere a construcției infrastructurii necesare, infrastructurii aeroportuare, atât în ceea ce privește căi de rulare, locuri de parcare, cât și terminale noi pentru a asigura cele mai bune facilități pentru pasageri. Nu este niciun secret, în cursul anului trecut am avut constrângeri atât din punct de vedere a locurilor de parcare, cât și a facilităților oferite pasagerilor. În acest moment suntem în procesul de a, odată cu intrarea în programul de vară, să asigurăm operarea încă două forți de îmbarcare noi și crește capacitatea pentru zone de grupare, unde am avut constrângeri în cursul verii trecute destul de mari, va crește capacitatea undeva cu 80%. Deci ușor, ușor, va fi o perioadă în care în an, doi, estimăm că vom reuși să gestionăm cu infrastructura, cu modificările și cu adaptările care le facem. Deosebit de important devine începerea, luarea unor decizii pentru a asigura infrastructura necesară pentru 7 milioane de pasageri. Noi avem împărțit în 3 etape, astfel încât să putem asigura, sigur e un proiect ambițios, e un proiect complex, dar estimăm ca în anul 2030 la 7 milioane de pasageri să le putem gestiona fără nicio problemă, eliminând constrângerile actuale de infrastructură. Aici, da, adevărat concurență, dar părerea mea cu marketing, totdeauna ce am gândit și echipa tot vorbea. Dar marketing, unde este concurență, acolo este și marketing. Dar depinde de cum se vezi următorul, cum se trebuie să lucrezi. Aici, anul acesta este un sezon foarte bun pentru Antalya. Adică nu numai pentru turiști români vine, din toată din lume, foarte mult vine. Aici, adevărat, foarte multe avioanele care intră cu România către Antalya sau Bodrum și mai departe, dar aici trebuie o strategie care noi am luat cu Nitoru. Noi aveam asigurat cu, la hotelurile cu camerele. Adică, acum, turiștii români care sunt cu alege cu hotelurile, care preferat hotelurile ei, noi, din stat, din iarnă, noi deja am luat cu camerele aia, sunt siguranță. Și avem prețurile pentru tot sezon, cu flăturile, avem un avantaj. Noi, strategia noastră la Nitur, asta era. Dar afară de asta, bineînțeles că noi, anul acesta, avem o strategie care sunt cu ghize. Care acum avem cu aproape pentru sezonul de vară la Antalya, sunt angajat 35 de ghizi, aproape 35 de ghizi, care este vorbitor limba română și limba turcă. Pe amândouă. Și noi am ales cu tot trebuie să fie cu profesionale. Adică înainte erau experiențe despre cu ghizi, cu Antalya, cu asta. Și asta e un al doilea avantaj. Al treilea avantaj, bineînțeles că acum prețurile cu pachet, tot. Cum au vorbit și colegii mei, cu pentru familiar, cu așa, noi am făcut pachetele pentru cu 2 plus 2, 2 plus 3. Acum, ultima 4 ani, 5 ani, asta e la România, foarte mult copii, se familiile că mai multe copii face înainte, cum era la Turcia, 3, 4, 5 copii, acum la România, 2, 3, 4, 5 copii și noi am făcut pachetele pentru asta. De exemplu, avem un hotel, chiar înainte de organizare, a sunat din un agenție din Suceava, a zis că aici veți cu cameră standard, 42 de metri pătrat,
dar aici scrie pot să mă duc cu 3 plus 1, adică un copil de 13 ani și un copil, cum se poate, așa e foarte bun preț. Noi, asta era cu strategia. Și o familie de 3 plus 1, adică 4 persoane, să gândim așa, e gândesc un pachet, toate 7 zile, cu așa 1200 de euro, e foarte bun pentru o familie cu o săptămână, ultra-inclusiv sisteme. Asta e un avantaj. Și noi strategia nu am luat pe aceste lucruri, afară de asta, cu echipa. Totdeauna asta am văzut. Echipa foarte importantă. Mie Reprinea este cu experiență de 4 ani. Nu, asta față cu 4 ani cu Cluj, cu Antalya, cu destinație, cu așa, relaxe cu agențiile. Mihaida Crăciun, care sunt general manager la București, are experiență de foarte mult ani, 10-15 ani. Și de spate nu mai avem încă opra pe lucrează pentru noi 20 de echipe noastre și acum și mai facem cu mai creșterea asta. Și încă o chestie, România și toată lumea merge cu sistemele online. Noi facem acum dezvoltare cu online, foarte mult. Adică și social, cu media, cu restul și noi investim pe aceste lucrurile. Și pentru 2018 astea avem planul. Adică să intrăm la piață, să cunoaște, noi nu venim să câștigăm cu oameni. Pentru primul an, asta este planul nostru. Dar planul de dezvoltare 2019-2020 avem și alte planurile care se dezvoltăm. Sincer, noi acum am lăsat avionul, dar avem aproape de 4 luni cu rezervarele și fiecare zi cel puțin 20-30 de rezervare, adică pachete vine din toate din țară, de la România. Asta înseamnă că suntem multă lume și are credere peste la noi și suntem chiar presurile sau strategie merge bine. Asta. Dacă mai aveți alte întrebări sau ajuns cu răspuns? Mi-a teme că instabilitatea din regiune s-ar putea extinde. Din cunoștințele mele, o parte dintre români s-au orientat către Grecia și Croația după evenimentele la care mă refer, știți bine. Dacă puteți liniști pe ardeleni, pe clujeni legat de această problemă. Prima dată, eu garantez un profesionist, un turism care lucrez și pot să garantez ca un tata care locuiește la Antalya. Eu de 20 ani la piața și turism și 20 ani să locuiesc cu la Antalya, cu două copii, cu așa, eu trăiesc acolo. Din viața mea n-am auzit o chestie despre Antalya ce s-a întâmplat. Dar eu nu sunt... eu nu pot să vezi cu înainte, eu nu pot să garantez toată lumea că acolo ce se întâmplă sau nu, dar eu singur lucru știu despre Turcia, despre Antalya, vreau să spun, Antalya este inima turismului, inima cu Turcia. Acolo este asigurare, sunt cele mai, și cele mai mare cu asigurare este la Antalya, asta știu foarte mult. Și poziția, dacă uitați pe hartă la Antalya, sunt o poziție care sunt foarte siguranță acolo și, bineînțeles, acum este acolo 3500 de resort hotel. Știți asta? 3500 de bucate de hotel. Capacitatea pat noi, așa spunem, capacitatea cu turiști care pot să concediu stă, aproape este 9 milion. Intră o zi, 9 milion de turiști pot să stă. Și sigur că este o țară care are grijă pe aceste lucruri. Și noi, de ce nu numai România, din Lituania, din Anglia, din America, tot vine cu turiști acolo, cu familiar, pentru că acolo se simte siguranță. Și complexul nostru la Turcie, față de alte țarele care sunt Grecia sau așa, se spun, și acolo sunt foarte frumos complexele, dar Turcie este construcție și altfel. Adică un resort se construiește pentru capacitatea cel puțin 1500-2000 de turiști care pot să locuiesc și are terenul foarte mare. Și acolo tot ce dorește familia puteți să găsești înăuntru la resort. Nu trebuie să ieși afară, dar și afară este super frumos la Antalya. Și multe circuitele turiști vine numai să vizite pentru că istoria e foarte mare la Antalya. Eu spun, garantez că nu s-a întâmplat nimic acolo,
Dar să spun... Și personal, domnul Zește. Asta domnul. Mai sunt alte întrebări? Pachetele pe care noi le avem sunt compuse din anumite părți. Biletul de avion, asigurare medicală și stornă care este inclusă și care este foarte importantă pentru turiști în momentul în care se părăsește teritoriul țării să fie asigurat. Și în legătură cu animațiile din hoteluri și cu babysitting, este foarte important pentru părinți în momentul în care merg în concediu să aibă o părticică din zi în care să poată să-și lasă copiii liniștiți cu niște persoane responsabile care au datoria să aibă grijă de ei. Și noi vrem ca să avem oamenii respectivi care să fie vorbitori neapărat de limba română. Pentru că anumiți copii vorbesc numai română, adică nu toată lumea vorbește limba engleză. Și având în vedere că sunt foarte mulți ruși și majoritatea sunt pe limba rusă, noi vrem ca să aducem această noutate în anumite hoteluri cheie cu care noi avem o colaborare extraordinar de bună. Spuneți-ne, vă rog, de aici... Cât costă o săptămână, să jur de o săptămână, pentru o familie cu doi copii? Așa, în medie, să ne facem o idee. Avem și de la 1000 de euro până la 3000 și ceva de euro. Depinde foarte mult de hotelul care este ales. În momentul în care vin solicitări cu un anumit buget, automat noi avem soluție pentru fiecare familie în parte. Pentru că de obicei solicitările așa vin. Suntem o familie doi adulți cu doi copii de 10 și 9 ani, vrem să mergem într-o anumită zonă Antaliei, pentru că Antalya este împărțită în mai multe zone și ne permitem să plătim atâta pe vacanță. Și 100% în sistemul de rezervări pe care noi îl avem, avem niște criterii de căutare în funcție de buget și de acolo facem recomandările pentru cele mai bune hoteluri care merită să fie vizitate de către turiști. Să fie asta obligator, să știți. Acolo, dacă vine cu turism, ministrul de turism, dacă se cazat cu turiști, ce nație sunt, acolo național cu televiziunea trebuie să se fie acolo, primul mână. Al doilea, majoritatea cu turiști români, care unde merge, zona Belek și Sibia, acolo, la Belek, cel puțin 3-4 canale puteți să găsiți acolo de românește, dar trebuie spuneți când ajungeți la recepție sau înainte, sau ghidul care ocupă de dumneavoastră, puteți să contactați și intră jumătate o oră, ei pune cu canalele. Asta trebuie să spuneți acolo foarte mult. Asta e al doilea întrebare cu răspunsul. Primul întrebare, da, fiecare an sunt și oameni, cum am spus, că turisme, nu vrei all-inclusive sisteme, dar majoritatea sunt cu lucrează cu all-inclusive sisteme, cu. De ce? Pentru că de mult ani de zile știți că primul all-inclusive sisteme ieșit din Turcia, aceste sisteme, pentru ospitalitate cu mâncare și mai departe. Dar acum încolo, eu părere mea, că nu se schimbă deloc, pentru că tot complexul e construit pentru familiar acolo. Adică camerele cu și mai departe. Un complex înăuntru este și un acoparc și este și partea distracție. Tot sunt pentru copii. A făcut așa. Și all-inclusive sisteme de tot așa din familiar a venit. De ce? Eu am două copii. Eu te dau un exemplu de la mine. Când mă duc la concediu acolo, copiii, eu vreau să stau la plajă puțin, să odihnesc, vreau să beau cu o cola. Sau copiii vine, tata vreau ingheță, tata vreau aia, vreau aia. Ori trebuie să stau cu tot timpul cu buzunar cu banii, ori spun acolo, știi, poți să iei cât vrei să fii fericit, măcar la 7 zile, adică nu să blochezi. Partea distracție, tot acolo este all-inclusiv. La plajă găsești cu băuturi, nu trebuie să mergi până să inutru să cumpăr. Asta e o foarte importantă cu familiar, cu all-inclusiv. Și încă o dată spun, complexurile sunt deja 90%, care din vechi tot e renovat acum, 90% este construit după cu familiar, sistem de all-inclusiv. Acum încolo e o părere meu că nu se schimbă, dar anul trecut era cu vorbele cu să schimbă all-inclusive cu așa, dar sunt și hotelurile care și acum este cu half-board, demi-pansiune lucrează, adică nu înseamnă că toate hotelurile lucrează cu all-inclusive acolo. Se putea să găsești și fără all-inclusive acolo. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor!